Accidentul s-a produs miercuri seara în jurul orei 23 pe autostrada A1 între localitățile hunedorene Ilia și Deva. Cercetările au scos la iveală faptul că un tânăr din Arad, care conducea un autotren pe banda 1, a acroșat două autovehicule oprite pe banda de urgență. Șoferii coborâseră din mașini pentru a remedia o problemă apărută la unul dintre cele două autoturisme. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că un tânăr din județul Arad, care conducea un autotren din direcția Ilia spre Deva, probabil într-un moment de neatenție a pătruns pe banda de urgență, acolo unde staționau două alte autovehicule ce fuseseră conduse de doi bărbați din județul Buzău. Din păcate, aceștia și-au pierdut viața în urma evenimentului rutier. Bărbații se aflau în zona celor două autoturisme, unul dintre acestea prezentând anumite defecțiuni și încercau să remedieze aceste defecțiuni. Din păcate, vă spuneam, atât ca și urmare evenimentul rutier, cei doi conducători auto și-au pierdut viața, iar traficul rutier a fost de asemenea afectat câteva ore până când autoritățile au reușit să remedieze această situație. Cei doi buzoieni se aflau pe partea stângă a mașinilor staționate. Au fost practic spulberați de tirul condus de arădeanul de 28 de ani. La locul tragediei au ajuns și pompierii care au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu în zona producerii accidentului. Pompierii secției Ilia, specializați în salvare, descarcerare și prim ajutor, au acționat pe autostradă pe sensul Ilia-Deva la accidentul în care doi șoferi și-au pierdut viața pe loc, fiind izbiți de un autotren. Cei doi bărbați se aflau în afara unei camionete cu o rulotă remorcată și a unei dubițe cu trailer pentru efectuarea unei reparații la unul dintre vehicule. Pompierii au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul producerii accidentului, deoarece existau scurgeri de carburant pe șosea și destul de multe materiale inflamabile. Cei doi bărbați, Nicu Harai și Bogdan Buze, erau buzoieni și aveau 38 de ani, respectiv 41. Bogdan Buze are un fiu de 20 de ani, iar Nicu Harai era tatăl unui băiețel de 1 an și 9 luni și urma să se căsătorească religios peste 2 săptămâni. Cei doi veneau din Olanda și se îndreptau către Buzău. Investiseră în mașinile de pe platformă toți banii pe care îi aveau.